Banca Jefuită în noaptea de 6 iulie oferă despăgubiri de jumătate de milion de lei persoanelor care și-au pierdut banii și bunurile de preț. Într-un comunicat de presă plasat pe site-ul oficial al băncii, administrația instituției anunță că s-au întâlnit cu clienții păgubiți. Asta după ce oamenii care și-au pierdut banii agonisiți de o viață au protestat în fața băncii și au cerut despăgubiri. Totodată, banca anunță o recompensă de 1 milion de lei celor care dețin informații și sunt gata să ofere date despre presupușii hoți. Amintim că în noaptea de 5 spre 6 iulie, una dintre filialele băncii aflată pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al capitalei a fost spartă. Oamenii legii au constatat că hoții ar fi tăiat gratiile de la unul dintre geamuri și au pătruns în camera amenajată cu casete de siguranță. Aceștia ar fi furat 84 de boxe, cauzând un prejudiciu de 30 de milioane de lei. Preliminar, poliția presupune că o parte din vină o are firma responsabilă de securitate. În replică, într-un comunicat de presă, banca în cauză afirmă că firma responsabilă de securitate ar fi fost licențiată de Ministerul Afacerilor Interne și corespunde standardelor impuse în condițiile de licențiere. Mai mult, aceștia nu confirmă nici suma prejudiciului material de 30 de milioane de lei declarat de Inspectoratul General al Poliției. Nu este clar cum au reușit suspecții să deconecteze sistemul de alarmă, iar agenții de pază să nu observe lipsa semnalului. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală pentru furt în proporții deosebit de mari, iar acum forțele de ordine încearcă să dea de urmele hoților.